3, 2, 1, start! Din joc. Păi, tăticule, așa nu-i cinstit. Tu ești mai puternic? Hai să mă apuci, să mă tragi jos și eu să pierd. Eu nu vreau, vreau și eu să joc. Și eu vreau să joc. Păi, eu nu vreau să vă trag de pe pat jos. Voi singuri veți ieși dacă veți atinge podeaua sau veți pierde la una din provocările mele. Cu provocări? Ok, o să fii și mai bine să Jasmina. Da! Așa că eu o să fac tot posibilul să câștig. Tăticul, dar care e premiul? Premiul va fi unul bănesc. Cine stă până la capăt, nu pierde la provocări și stă 24 de ore pe patul acesta, câștigă $100. $100? Eu precis o să câștig. Sau o să pierzi și eu am să câștig. Să vă arăt ce am luat eu cu mine. Am luat multe dulciuri, o carte de citit, șervețele și carioci. Iar eu am luat apă multă, biscuiți cornișoare cu maciun, o minge să fie mai vesel, un clopoțel, nu știu pentru ce, și o păpușă. Vreți să-mi ție? Da! Poftie! Eu o să mă împart cu dulciurile. O, super, super! Tăticule, noi suntem pregătite să începem provocările. Vrei? Da, vreau. Dar tu te joci cu mine cu mingea. Da. Ui! Este? Da. Hai. Ui! Opa! Opa! Fetelor, e timpul să începem provocările. Eu am aici o lingură și un ou care este crud. Voi va trebui să faceți câte 3 transmiteri, una altea, în așa fel ca să nu spargeți ouul. Cine a spart ouul, aceea primește un punct și a pierdut această provocare. Dar dacă văd că vă descurcați prea bine, atunci mărim viteza. Fetelor, sunteți gata? Da! Da! Faceți acest lucru cu o singură mână. 3, 2, 1, haideți! Și când a luat, cui? Am luat! Vreau să știu. Ai tras, așa, acum mai departe. Am un punct în minus! Vreau să te știg! Mami, ai nevoie de așa ceva? Am zac, curat! Na. Eu sunt în sus, eu n-ajung! Iată și plosurile. Și eu sus. Aha, smecherița! Dar noi putem să schimbăm? Nu știu. Eu cred că vine mea așa ocazie. Serios? Dar mai târziu. Fetelor, mai am încă o notație pentru voi. Ce notație? Ce? Cine prima strânge 4 puncte,
Ai ieșit din joc. 4? 4 puncte? Jasmina! Ce? Ce faci, vecina mea? Citesc. Eu vin cu următoarea provocare. Aici am încălțăminte, care de obicei se îmbracă pe picioare. Dar eu vreau să le îmbrăcați pe mâini și să vă schimbați cu locul. Olguța, tu te ridici la etajul 2, iar Jasmina coboară la etajul 1. Tăticu, de ce m-am îmbrăcat la etajul 2? Pentru că vreau să stau aici. Păi și eu vreau etajul 2. Tu te-ai urcat acolo, eu deja m-am pus aici, dar vreau și eu acolo. Ok, dați-mi încălțăminte, eu voi începe prima. Dar pentru ce să cojile acestea? Eu știu, pentru ca să nu murdărim patul, lingeria. Pentru că este hardă. Ok, haide, tu prima? Vin mâini, da! Și eu ține și rietele, ok? Ok. Așa. Eu nu zic, să mâini sau picioare? Să începem! Aplauze pentru mine! Cu picioarele! Hai, Jasmina! Vino la mine! Cel mai important, să luați din podeaua! Atent! Hai, scările s-au terminat! Asta e să faci acum! Hai, că nu te pot să te țin! Vreau să-i îngrică! Mie pare că tu prea ușor te-ai descurcat. Pare că tu este ceva, este rezultat. Este! Așa arată patul de sus. Lucrurile Jasminei. Hai, dă-mi lucrurile mele la mine. Eu n-am atins. Așa, hai mai departe. Cornulețe. Ok. Așa. Au și limura. Grijă. Mai este ceva acolo? Gata? Gata. Ok. Apte bună. Stai, acum se dau, stai. Mai e încă o leacă. Stai, Giovanni, măcar să-mi dai mie, asta mi-l dați mie. Ok, voi, aici ce vreau. N-am dar să-mi dau poate. Ai grijă și nu caz. Na. Și mi-ți ia-l-o? Ai grijă numai? Ok, păpușul ți-l ai. Da? Ok. O, tăticu, bine cu notarea provocare! Da? Asta te-mi știi? Care? Vă aveți câte 20 de pahare de unică folosință. Va trebui să faceți câte un tur de ele. Pentru fiecare nivel, câte un singur pahar. Cine construiește cel mai înalt turn, aceea a câștigat. Eu încep prima! Deci, doar un nivel, da? Adică reiese ca unul peste altul, să punem așa. Deci, două pahare am. Trei pahare am. Patru pahare am. Cinci pahare. Șase pahare. 7 pahare! 1 pahare! Ok! Eu am ridicat 8 pahare. Pentru că s-o câștig pe mamica, trebuie să ridic un tur minimul din 9 pahare. Un pahar. Al doilea. Al treilea. De ce? Eu l-am atins cu pahar și l-a căzut! Și... iuhu! Eu nu am făcut șoroc. Acum este egalitate. 1-1. Jasmina, pentru următoarea provocare, tu va trebui să te urci sus la mămica. Da?
Super! Tăticule, ne explici ce trebuie să facem. Rosmina, ia acest pahar plin cu apă și va trebui să-l umpli pe acesta gol. Nu ai voie să te pleci, doar să întinzi mâna, ok? Apoi va face acest lucru mămica și la cine paharul este mai plin sau are mai mult apă, aceea a câștigat. Așa, ești gata? Da! Trebuie să economisești orice picătură. Nu faci corectivita, da. Hai, mă, trebuie să mai Din ceea ce a făcut Jasmina, eu am toate șansele în această rundă să o câștig. Eu cred că se vede foarte bine. Acest pahar este al Jasminei și acesta este al mămicăi. Și în această rundă mămica a câștigat, iar Jasmina mai are încă un punct. Mămica, dar tu ce faci? Plictisesc. Tu știi unde este Nicomana? Știu. Da. E acolo. E acolo, vedeți? Ai eu. Mama, ce înțelegi cu Nicomana? Hei, mi-a dat televizor, da? Da. Stai cu mine, gata, schi televizorul. Dar, fetele! Următoarea provocare, dar arată stranii, și scubețile astea! Eu am făcut această construcție special pentru voi. De data asta, mămico, tu va trebui să cobori jos. Ok. Dacă zici tu... Deci, să nu calc. Să nu calc cumva. Da, mă, Iori! Hai, și gata! Pe contreaptă! Este! Deci... Să vedem ce urmează! Voi ați observat că noi cu mămică să ne-am îmbrăcat de tot una! Nu ne place culoarea roșie, dar în afară de un singur lucru. Butonul de abonare tot e roșu. Dar nou ne place la buton ca el să fie gri. Da! Așa că eu cred că voi știți ce trebuie să faceți. Vă rugăm, apăsați pe butonul de abonare. Și să dați like, pentru că noi ne stăruim pentru voi. Da! Ce scubiluțele sunt, tăticule? În afară de biluțele acestea, mai am aici și două bețe. Una pentru Jasmina și un băț pentru tine, mămico. Cu aceste bețe va trebui să strângeți biluțele de jos. Ele vă ajută ca să le ajungeți pe fiecare, ca să nu coborâți, nu? Albe sunt mai puține, cu una mai puține. Sunt 7, iar galbene sunt 8. Galbene cred că sunt ale tale, albe sunt ale Jasminei. Le adunați pe fiecare și le strângeți acolo. Cine a făcut prima, a câștigat. 3, 2, 1, haideți! Numai așa că să nu le dați sub pat, pentru că vor fi mai greu. Ba, ce faină construcție! Ei? Frate, lasă-mi! 4? Lasă-mi, repede! 5? Aaaa! Așa ce ne poartă plecat! Gata! Scorul este de 2 la 2, este egalitate! Eu joc cu X și eu cu 0. Încep eu prima. Hai! X 0 X 0 Ok, aici X și aici 0 X Stai că e gata, măi! Yeah! Stai cu mine! Următoarea provocare ne așteaptă! Fetelor, eu vin cu următoarea provocare! Bottle flip! De la etajul 2! Pentru aceasta, ridicați-vă fuguța sus! Hai, Vita! Ce trebuie să facem? Care dintre voi reușește prima să facă bottle flip cu această sticlă, câștigă provocarea! Zero! Hai, 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 hai.
Fetelor, eu văd că lupta este într-atât de crâncenă că nu vreți să o predați nici una, nici alta. Și eu m-am gândit că n-aș vrea să stau cu camera lângă voi toată noaptea. Așa că am o provocare pentru voi, care sigur va elimina un jucător. Ok, tăticule. 1, 2, 3, sa! Nu, apă sub picior jos. Nu. Ai scăpat, Jasmina. Și mămica, tu tot trebuie să te dai jos. Tăticule, care provocarea ta? Va trebui să vă așezați la marginea patului și să întindeți picioarele înainte. Cine prima pune picioarele jos, a pierdut challenge-ul. Mica, la revedere, eu voi rămâne în joc. Mica, te vezi foarte, foarte tare. Dar la competiții eu nu mă las bătută. Așa că o să fac tot posibil ca să câștig eu. Sunteți gata? Da. 3, 4, start! Aproape timpul de oră. Asta a fost challenge-ul nostru. Sperăm că voi v-ați distrat împreună cu noi. Dacă mai doriți să mai facem și alte challenge-uri cu 24 de ore, rămâne să-mi dați multe, multe like-uri și să vă abonați și să scrieți multe, multe comentarii. Ce provocări doriți să mai facem noi în 24 de ore? Scrieți în comentarii. Da? Da, și noi vă spunem pa, pa! Mai mulțumim de vizionare! Pa, pa! Pa, pa!